Dragi femei minunate, pentru că astăzi este luna noastră, aș vrea să vă povestesc sau aș vrea să vă aduc în prim plan cum activăm femeia minunată din noi cu ajutorul esențelor terapeutice. Cumva am pregătit 6 esențe terapeutice pe care le-am studiat, în așa fel încât să descoper care ne ajută să ne menținem energia femeii în manifestare în lumea aceasta reală în care trăim. Vom vorbi despre Whisper, care este primul ulei esențial care ne ajută foarte mult în a ne activa femeia din noi. Uleiul de Whisper este un amestec foarte fin care se contopește cu chimia fiecăruia și de aceea va emite un parfum suav personalizat. Niciodată Whisper-ul nu miroase de la o doamnă la alta la fel sau de la o zi la alta la fel. Inclusiv eu sunt surprinsă mereu de mirosul pe care îl am după ce mă dau cu Whisper. Este creat ca unul dintre cele mai puternice și mai prețioase esențe florale din industria aromoterapiei și a parfumurilor celebre, cum ar fi Ylang Ylang, Iasomnie și Patchouli, care sunt parfumuri calde și moi. De asemenea, completate cu uleiuri esențiale puternice și dinamice, cum sunt ros, trandafir, lemnul de santal hawaienez, bergamută și multe altele. Este un ulei unic și special al feminității și nu numai, care ne invită în interiorul nostru spre conectare și echilibrare energiilor. Beneficiile pe care le avem la aplicare în momentul în care folosim Whisper sunt foarte multe. În primul rând, este acel parfum atrăgător, are un miros distinct pentru cei din jur, poate fi folosit cu succes aplicat direct și pe unele articole de îmbrăcăminte pe care le avem, pentru a crea o notă distinctă cu aromele florale din Whisper, ne ajută foarte mult pentru a liniști emoțiile pe care le avem pe parcursul întregii zile. De aceea dăm 2 picături de Whisper în palmă și pe haine, pe paltoane, pe mănuși, în orice folosim în jurul nostru, pentru că el rămâne imprimat. De asemenea, este ideal de aplicat după duș, pe încheietura mâinilor, la ceafă, la punctele de puls, pentru a crea un parfum unic care accentuează personalitatea corpului nostru. Whisper-ul ne hidratează și pielea. De asemenea, pentru ameliorarea stărilor tensionate de-a lungul zilei, seara, le diminuăm sau dispar cu Whisper. De asemenea, poate fi inhalat direct din palme și trebuie să ne dăm pe mâini cu el și îl inhalăm direct din palme. Aceste uleiuri se unifică pentru a conferi frumusețea, feminitate și atracție pentru noi femeile. Ingredientele din Whisper. Sunt patchouli, care ajută la calmare și relaxare în prezența activării, în prezență activă. Pur și simplu te ajută să fii în prezent. Este ulei împământării și înlătură tristețea. Deci patchouli îl avem în Whisper. Următorul ulei pe care îl avem în Whisper este bergamută, care îi conferă optimism, stimă de sine ridicată și emoții de bucurie. Este uleiul care ne ajută să acceptăm mai ușor tot felul de situații. Următorul este sandalud hawaian, care e uleiul devotamentului și al respectului și ne îndeamnă în a-i percepe pe ceilalți cu inima ușoară, diminuând în același timp propriul ego. Foarte interesant. Următorul este ros. Ros este uleiul iubirii divine, îl avem și în individual, care este un parfum excepțional pentru absolut toate stările. Ne dăm pe crește, ne dăm pe frunte, ne dăm pe după urechi și pe la cervicală. Acesta l-avem și în Whisper și rosul este ulei iubirii divină. Ne oferă condiții în care noi ne simțim cumva într-o stare elevată a minții noastre și ne îndeamnă la compasiune și înălțare spirituală. De asemenea, în Whisper acesta mai avem și jasminul, care este uleiul purității, echilibrului, poate stimula producerea unor sentimente de încredere, energie și optimism. De asemenea, avem scorțișoară, cinnamon bark, uleiul armoniei de cuplu, are proprietăți de calmare și de eliberare sufletească. Avem Ylang Ylang, care este uleiul copilului interior,
Are proprietăți de calmare și ne aduce lumină în sentimentele de iubire de sine, încredere, bucurie și pace. Labdanumul, care este valoros pentru aroma relaxantă și stimulează simțurile și ajută în exprimarea emoțiilor. E foarte interesant, lucrez cu clienții în cabinet și au 40-50 de ani și abia reușesc să-și exprime emoțiile, adică îmi folosesc aceste esențe terapeutice, iar bucuria mea ca psihoterapeut este că procesul acesta al vindecării sau al creșterii este mult mai ușor, mai ușor de acceptat, mai ușor de dus toată durerea aceea și pur și simplu transformarea este wow, minunată. Următorul este extract de vanilie, calma și poate ajuta în eliberarea tensiunilor și extractul de boabe de cacao, care are în alte proprietăți antioxidante. Deci acesta este Whisperul, îl folosim peste tot, pentru mine este o mare bucurie. De când am găsit acest ulei, am terminat cu shoppingul la parfumuri din Milano, Paris, Londra și Praga și oriunde mai vreți. Și am ajuns să am un parfum la un click distanță de doTERRA. Adică mi-am făcut comanda și parfumul vine la mine și de sute de ori mai ieftin decât parfumurile pe care le foloseam înainte. Așa că vă recomand acest whisper pentru a activa femeia din voi. Următorul ulei este Clary Claim. Este un ulei, un blend pentru femei, în special conceput pentru echilibrarea energiilor feminine și a stărilor emoționale lunare. Voi știți că noi lunari trecem prin niște creșteri hormonale de un anumit tip și cumva partea noastră psihică este mult încercată în acea perioadă, drept pentru care folosim Clary Claim. Chiar asta este de calmare. Clare calm, deci ne calmează și ne ajută în a depăși cu succes acea perioadă. Susține sistemul glandelor feminine echilibrat, diminuează fluctuațiile de dispoziție, oferă un efect răcoritor al pielii, induce iertare, recunoștință și respect de sine. Ajută la obținerea unor stări de bine pe parcursul întregii luni. Ba mai mult, acest echilibru interior ajută și în exterior și în reglarea kilogramelor și a depunerilor de țesut adipos pe abdomen sau coapse. Este un amestec al vulnerabilității și de aceea Clare Calm are un rol important în fiecare etapă a vieții noastre, a femeilor în special, cum ar fi în intimitatea emoțională și căldura sentimentală în cuplu sau acceptarea calității de mamă și încrederea în instinctul matern. De asemenea, Clary Claim ne ajută să diminuăm frica de respingere. După cum știți, sau vă spun acum, în noi se activează 5 rane în mica copilărie. Prima rană este pe care se activează între 0 și 1 an este rana de respingere, pe care, în general, se activează cu părintele de același sex, adică cu mama. Dacă noi am simțit rana de respingere între 0 și 1 an, datorită faptului că mama a plecat la servici prea repede, mama muncea foarte mult și ne lăsa în cameră împătuți și doar venea să ne hrănească și să ne schimbe. În schimb, noi emoțional n-am simțit acea prezență în permanență, ne-am simțit respinși. Clary Claim este uleiul care vă ajută să scăpați de acea rană de respingere pe care voi o simțiți la nivelul relației cu mama voastră, noi femeile, da? Ne ajută să activăm empatia pentru cei din jur și pentru nevoile lor. Dacă aplicăm o picătură de Clary Claim pe mână și apropiem palmele și inhalăm acest miros timp de 30 secunde sau mai mult, ne centrăm emoțiile și ne ajută să recâștigăm calmul și liniștea. Deci 30 secunde ne trebuie să ținem așa mâinile sau mirosim direct din recipient. În schimb, dacă noi îl atingem la mâini și facem așa, va intra și în piele și ne va ajuta să creăm acest calm mai rapid. Îl putem difuza, punem câte 2-3 picături și îl difuzăm atunci când stăm și citim o carte relaxantă. Deci cumva ne ajută foarte mult să ne relaxăm sistemul limbic, pentru că noi în permanență avem ceva de făcut, avem o grijă. Noi nu avem acea zonă nimic, cum au bărbații, de exemplu, ei au zona în care ce faci? Bine. Ai ceva? Nu. Dacă ți-o zis nu, că n-are nimic, să știți că n-are nimic. Noi, dacă spunem că n-am nimic, sigur ai ceva pe undeva, da? Deci nu avem acea zonă, drept pentru care e necesar să ne creiem un spațiu, să ne liniștim și să ne relaxăm.
Ce conține clericla? Calm este salvia, care este uleiul clarității și al viziunii. Lavanda este uleiul comunicării și are proprietăți liniștitoare și de relaxare. Bergamuta ajută în ușurarea stărilor cauzate de stres și agitație și eliberează tensiunile acumulate și ajută în echilibru emoțional. Roman, chamomila, adică mușețelul roman, este uleiul acceptării de sine, ne ajută foarte mult să ne acceptăm, chiar dacă avem tot felul de stări, să le acceptăm și să ne diminuează durerile, indiferent ce durere aveți. Cedarud sau cedru este uleiul comunității, adică are rol de ancorare și de conectare cu cei din jurul nostru și la fel ne calmează tensiunea nervoasă. Ilang ilang la fel este uleiul copilului interior, care ne calmează și ne invită la sentimente de iubire de sine, încredere, bucurie și pace. Geranium este ulei, sau mușcata este uleiul încrederii, poate oferi sprijin în încredere și acceptare și ajută la buna funcționare a oaselor. Voi știți că noi, datorită acelui ciclu menstrual pe care îl avem lunar, undeva în oase și în hormon se întâmplă niște lucruri și e bine să rezolvăm lucrul ăsta din timpul vieții. Fenelul este conținut tot în clare calm, este uleiul responsabilității și al acceptării și ne ajută inclusiv pentru piele să diminuăm înaintarea în vârstă la nivelul pielii. Și palma rosa, care ajută la diminuarea stresurilor și tensiunilor acumulate și în procesul de regenerare celulară. Toate aceste ingrediente le găsim în clare calm. Este ulei care ne ajută tot la fel să ne menținem starea de feminitate și să activăm feminitatea noi. Pentru că noi avem foarte mult potențial, dar datorită situațiilor, problemelor, traumelor, durerilor pe care le avem, nu mai manifestăm cum trebuie femeia din noi. Și așa că vom folosi aceste uleiuri esențiale să pot să reușesc. Am aici un iar un pom, dar văd că s-o prins asta, poate reușește colegul să-mi desfacă. Iar o pom este un ulei activ și hrănitor, extras din planta denumită coada șoricelui și ulei vegetal din semințe de rodie. Este o plantă importantă în rândul celor cu proprietăți medicinale, cunoscută din antichitate, și având beneficii în alinarea rănilor în principal pentru sănătatea și integritatea pielii, pentru sănătatea gingiilor și a organelor de reproducere feminin. Beneficii și aplicarea iar un pom sunt multiple, lucrează în întreg organismul. Chinezii îl considerau sacru pentru armonia pe care o aduce între energiile masculine și feminine din corp, curățând stagnările și emoțiile blocate, echilibrând interiorul cu exteriorul și fizicul cu mentalul. Este pentru momente când suntem în căutarea clarității mentale și a înțelegerii eu-ului. Metaforic, acest ulei ne ajută să vindecăm copilul interior. Este un ulei care ne ajută la vindecare pentru a trece la acțiune și a merge înainte. Uleiul de semințe de rodie este ulei purtător din acest amestec cu calități benefice. Este bogat în acid punicic și acid linolei conjugat, care este cunoscut sub numele de acid gras omega-5. Auziți, omega-5 îl găsim în iar un pom, în ulei de semințele de rodie. Acești acești grași conjugați sunt cunoscuți cu ofertă suport metabolic în organele cheie, cum ar fi ficatul și pancreasul. După cum știți, ficatul este locul din corp unde se adună furia noastră pe ceilalți, iar pancreasul este locul din corp unde se adună lipsa bucuriei vieții. Deci atunci când suntem furioși pe ceilalți, ne dispare bucuria vieții, drept pentru care folosim iar un pom intern sau difuzat, în așa fel încât să reușim să echilibrăm aceste organe și să putem să trăim bucuria vieții. Acest produs are o valoare unică pentru că este obținut ca un duo, adică iarou și pom, coada șoricelului și semințe de rodie. Sunt două componente diferite care funcționează sinergic și acești minunați compuși oferă sprijin metabolic și alte beneficii celulelor și țesuturilor, în timp ce acizii grași conjugați din uleiul de semințe de rodie oferă beneficii nutritive.
De aceea este numit, calificat produs duonutritiv. Da? Prin căi biologice diferite, complet diferite, aceste două componente susțin întregul spectru al sănătății metabolice. De asemenea, are multe proprietăți de alinare și combaterea stresului oxidativ din celule. Când este aplicat topic, el oferă protecție împotriva dăunătorilor și factorilor externi, poate ajuta pielea în procesul de recuperare după arsuri solare sau răni. Proprietățile aduc beneficii pentru protecția împotriva amenințărilor sezoniere. Când este foarte rece, știți că pielea noastră este afectată, când este foarte cald, la fel. Este suport pentru o bună compoziție a sângelui, poate ajuta la îmbunătățirea digestiei și funcționarea sistemului digestiv. De asemenea, poate ameliora disconfortul ocazional la nivel de articulații, de exemplu, dacă stați foarte mult timp în frig sau în căldură foarte mare, articulațiile noastre simt un oarecare disconfort și aromul pom ne ajută să eliminăm acel disconfort. Este foarte indicat și pentru sănătatea scalpului și a pielii. Punem 4-5 picături în șamponul cu care ne spălăm și masăm ușor și vom vedea calitatea părului nostru. Și de asemenea putem pune și în apa de baie, de exemplu noi doamnelor mai facem baie de șezut și erompom ne ajută pentru partea aparatului urinar și genital. Deci avem încă un ulei extraordinar de benefic care ne activează și ne ajută să activăm energia feminină din noi. Următorul ulei foarte feminin, să spunem așa, este Clary Sage sau Salvia. Este uleiul clarității și al viziunii, conferind claritate minții și ne ajută să ne deschidem spre noi idei și perspective. Este un suport al creativității și dezvoltării darurilor noastre spirituale. Acest Clary Sage este un prieten care ne susține în a avea curajul de a vedea adevărul, pentru că femeile au creierul relațional și ele, ca să fie bine, de foarte multe ori nu vor să vadă realitatea, ca să nu zică ceva cineva, să nu se supere cineva și așa mai departe. Când trăiți aceste stări, vă recomand să vă dați cu Clary Sage pe frunte, în zona aceasta, pe creștet, pentru că în momentul în care o să dați aici, o să înlături acel întuneric și, cum îmi spunea cineva zilele trecute, de 2 ani nu vreau să văd un adevăr, eu undeva simțeam că este, știți că noi avem așa, să le simți ca femei, noi simțim, dar nu știm să explicăm și nu putem vedea, pentru că nici nu ne gândim că cineva ar putea ascunde ceva și atunci ne ajută foarte mult Clary Sage să dăm acel întuneric și iluzii deoparte și să ne manifestăm, să spunem despre nevoile noastre, să ne manifestăm libertatea. Uleiul de salvie ne ajută în alegerea prietenilor sau în identificarea relațiilor nepotrivite. Foarte interesant. Are influență foarte benefică în intuiție, în curățarea minții și liniștirea gândurilor. Cum vă spuneam mai devreme, noi femeile avem o treabă. Noi tot timpul trebuie să avem un stres, o grijă pentru ceva. Că o pleca copilul nu știu unde, noi imediat rulăm pe unde a ajuns, cum faci, când vine, cum vine și așa mai departe. Și Clary Sage ne ajută să ieșim din tot acest noi an în care gândurile noastre merg în toate direcțiile. Ca beneficii și aplicare, este benefic în ameliorarea tensiunilor ocazionale acumulate de-a lungul unei zile, în urma eforturilor fizice sau după o zi plină de provocări. Are un efect de reducere a stresului și a tristeții când este aplicat aromatic sau în zona pieptului. Când vă simțiți triși, dați în zona pieptului sau pe tălpile picioarelor și găsiți, ieșiți din acea tristețe. În combinație cu ramon chamomil, dacă adăugăm apa de baie în săruri Epson, ne calmează stresul și ne ajută în sfârșit să simțim noi că am făcut o baie. Asta tot datorită creierului nostru, care tot timpul are ceva de făcut. Când am pus Clary Sage și ramon chamomil în sari Epson în baie, deja suntem și noi relaxate, putem să spunem că stăm în baie. Este un bun sprijin pentru femei, aplicat diluat pe coloană, pe abdomen, pe tălpi, luat intern în capsulă vegetală. Combinat cu o picătură de mentă, poate fi aplicat pe ceafă pentru diminuarea senzațiilor de căldură și transpirație, mai ales pentru doamnele care sunt la menopauză și astfel au astfel de bufeuri.
Difuzăm sau aplicăm pe pernă noaptea pentru a ne crea un somn odihnitor. Poate fi folosit pentru disconfort minor la nivelul ochilor. Vom aplica o picătură diluată extern în jurul ochilor, doar pe zona osoasă, în așa fel încât să nu ajungă în ochi. Și putem adăuga și în șampon sau balsam, ne ajută să avem un păr și un scalp sănătos. Toate aceste uleiuri pe care le folosim pentru igiena noastră, pentru pielea capului, pentru scalp, pentru părul nostru, este ca acestea să fie mai strălucitoare, mai frumoase, mai sănătoase, în așa fel încât noi să avem o, pe unde trecem așa, o adiere diafană care inspiră energia feminină la suprafață, care rolul nostru ca femei este să pe unde trecem să aducem alinare. Următorul ulei pe care vi-l recomand și care este ulei feminității Star Anise este, fericirea mea, este cel mai mult îmi place acest ulei Star Anise. De când îmi dau cu Star Anise, toată starea mea se schimbă. Este Star Anise, adică o stea în 8 colțuri. Această plantă este într-o chipare energiei puternice, calme și reconfortante. Ne invită spre drumul spre împlinire, conform dansului inimii. Foarte interesant acest ulei, pentru că în momentul în care inima noastră este liniștită și noi atunci dăm tot potențialul nostru de femeie la suprafață. Este un bun stimulant pentru echilibrarea și consolidarea celor care trec prin griji și stres, majoritatea femeilor, da? 99% cred că avem acest program de a avea grijă în permanență. Star Anise îndrumă mintea și trupul spre un loc unde ne putem odihni și regenera. Ne oferă forțe proaspete pentru a ne ridica și a merge mai departe. Pentru cele care vă simțiți epuizate, vă reaprinde scânteia iubirii interioare. Deci cu Star Anise lângă voi, în poșeta voastră, eu am acest borseto de la doTERRA, în care am toate aceste uleiuri ale feminității și care mă ajută extrem de mult în activarea femeii din mine și a încrederii în sine, a tot ceea ce lucrăm de atâta timp. La fel ne dăm pe frunte, la punctele de puls după ureche și eu mi le pun și în creștetul capului, da? Pentru că ajunge foarte repede din sistemul limbic. Star Anise ne amintește nevoia de a avea grijă de noi sau de a fi noi cei care aprindem flacăra din suflet pentru a putea oferi dragostea celor din jur. De starea naivă să vă duce la starea în care voi singuri să vă iubiți ca să puteți dărui iubire și celorlalți. Posedă o minunată proprietate feminină ce ajută la întărirea și alinierea energiei feminine. Asta face starea naivă. Și aplicăm acest ulei topic, difuzat. Și în momentul în care miroși starea naivă, ai așa impresia că ceva te îmbrățișează cu o îmbrățișare caldă. Chiar dacă nu e o ființă umană în jurul tău, ai așa aceste senzații, ca și cum te-a învăluit ceva cu o căldură și asta te face să te duci cu gândul la o stare de sacru și de etern. Și Clarisage, care este uleiul nemuririi, la fel ne ajută să simțim partea aceasta. Știți că femeile dau viață și pentru faptul că dau viață, ele sunt considerate sacri de cei care au înțeles că fără femei nu există viață umană pe planeta Pământ. Ne reamintește că suntem ființe capabile să primim tot ce ne dorim și că deținem o valoare infinită, exact ce vă spuneam mai devreme. Și proprietățile pozitive ale acestui ulei sunt că ne simțim întregite, puternice, reîmprospătate, înfloritoare, calme și feminitatea consolidată, așa, adică a ieșit din poziția aia de fetiță, din poziția aia de adolescentă, și a ajuns la partea de femeie matură. Asta îți creează Star Anise. Și mai avem un ulei, am pornit cu 6 uleiuri, pentru că 6 este cifra femei, cifra feminității. Nu întâmplător am studiat 6 și le-am ales pe acestea. Salubel este uleiul conectării cu sinele divin. Este un amestec al deschiderii către spiritualitate. Este puternic, revigorant, conținând un amalgam de uleiuri esențiale, atent alese și nediluate. Este un ulei foarte puternic, îl dăm în general tot așa pe frunte, pe la încheieturi, pe la încheieturile mâinilor, pe coloana vertebrală. Țineți cont că este un ulei nediluat, dacă aveți cumva o sensibilitate, îl diluați cu ulei de cocos. Este un blend conținut pentru a susține pielea, pentru a fi luminoasă, tânără și strălucitoare.
Foarte interesant, studiind aceste uleiuri, am realizat că femeia are o legătură specială cu tot ce este exteriorul prin piele și nu numai femeia, dar în special femeia. Pielea este organul cu care noi intrăm în contact cu ceilalți. Știți că e cel mai mare diametru pe corpul nostru și toate aceste uleiuri sunt foarte bune pentru piele în special și pentru partea emoțională. Și de aceea am stat și m-am gândit ce legătură este între femeie și pielea. În momentul în care noi suntem în stare bună interioară, pielea noastră va arăta luminoasă, strălucitoare și curată. În momentul în care în interiorul nostru este acel amalgam de emoții destructive, emoții care ne pun să fim foarte agitate, nervoase sau mai știu cum, pielea noastră va arăta mai puțin curată, mai puțin luminoasă și mai puțin sănătoasă. Pielea este contactul cu ceilalți, femeia este cea care face legătura dintre lumea spirituală și lumea reală. De aceea, cu cât folosim aceste uleiuri pentru a manifesta feminitatea din noi, vom reuși să intrăm în cont, să aducem legătura dintre spirit și partea reală la fel de puternic cu ajutorul acestor uleiuri. De aceea, el ne protejează împotriva radiațiilor ultraviolet și este un sprijin pentru îmbunătățirea procesului natural de hidratare al pielei, acest salubel. Este un amestec de uleiuri esențiale prețioase, cu miros încântător și calități care ne evidențiază datorită sinergiei dintre ele. Deci în momentul în care miroși salubel așa, e în același timp și foarte puternic și foarte blând. Se absorbe ușor în piele, poate fi utilizat pe piele, gât, la decolteu pentru a reduce aspectul liniilor fine, a ridurilor și a îmbătrânirii pielii. Promovează pielea fină cu aspect tânăr. De aceea se spune că în spatele unui bărbat puternic este o femeie, cu energia feminină foarte prezentă. Pentru că în momentul în care tu te menții curată prin interior, evident pielea ta va arăta acest lucru în afară. Brandul acesta te invită să cauți la fiecare ulei anumite calități și beneficii care dau pentru întreg organism. De aceea, în acest blend avem franchise, care este tămâia și este uleiul adevărului, al înțelepciunii și al capacității de conectare cu divinitatea. Tămâia, pentru mine, este un ulei foarte prețios, pentru că durează distilarea lui între 90 de ore și 120 de ore, ceea ce înseamnă foarte mult. Ne sprijină pielea, ne oferă un sentiment de calm interior și calmul pielii. Smirna este un ulei al mamei pământ, este uleiul inspirației, a revelației, a intuiției. Astea sunt calități feminine. În momentul în care eu ca femeie folosesc și mir, el îmi potențiază toate aceste calități, le scot la suprafață. El este de cele mai multe ori folosit pentru refacerea pielii crăpate sau chiar fisurate. Sunt femei care muncesc foarte mult și au călcâile crăpate sau fisurate. Mirul este soluția pentru refacerea pielii. Smirna și tămâia au un rol important în diminuarea pietelor de pe piele. Țineți cont de acest lucru femeilor. Cu cât vreți să arate pielea voastră mai frumoasă, cu atât să aveți mir și tămâie, fie aplicat local, fie în crema pe care o folosiți. Lemnul de santal este uleiul devotamentului sacru și al respectului. Are proprietăți de netezire a pielii, după cum vedeți, iarăși ne întoarcem la piele, susține capacitatea de regenerare a pielii. Ros, am mai spus de el, este uleiul iubirii divine, îl avem și aici în salubel și îl avem și individual. Este uleiul compasiunii și are rol benefic în elasticitatea pielii, în stoparea descompunerii colagenului, care duce la apariția ridurilor. Deci cu cât veți folosi mai mult salubel sau ros individual, cu atâta pielea voastră va arăta mai bine, iar manifestările voastre vor fi pe măsură. Hrănește pielea și o ajută să se mențină sănătoasă și hidratată. Lavanda. Lavanda este uleiul comunicării, după cum vedeți, îl avem în salubel. Menține aspectul pielei sănătoase. În plus, este un calmant și balsam pentru piele, are un rol important în refacerea pielei după arsuri sau după tăieturi. Pur și simplu punem lavandă și
totul se reface. Helichrysum. Helichrysum este uleiul extras din floarea care se numește Immortel sau floarea veșnică. Foarte interesant acest lucru, datorită proprietăților sale cu efect puternic asupra îmbătrânirii pielii. Promovează un ten strălucitor. Deci imaginați-vă că acea floare se numește floarea veșnică. Acest amestec vine în sprijinul conexiunii dintre suflet și corpul fizic, dintre cer și pământ. Deci helichrysum este de asemenea un ulei foarte important, benefic și prețios. Salubel este ca un ajutor în menținerea aspectului tânăr al pielii. Se aplică de luat pe față, pe decolteu și mâini. Este un bun ameliorator în arsuri solare minore și aplică de luat pe zonele respective. Este foarte bun în ameliorarea coșurilor la adolescenți sau petelor de pe față la doamne. Se aplică de luat pe zonele de interes. Pentru disconfort emoțional, îl aplicăm pe zona inimii, ceafă, frunte și zonele de puls. Da? Deci ne ducem cu el în zona inimii și aplicăm salubel pe ceafă și zonele de puls, fie după ureche, fie la încheietura mâinilor. Pentru meditație, putem folosi acest salubel pentru a intra în starea aceea de meditații, pe care o urmărim mai ales în ultimul timp, că avem nevoie de a liniști mintea datorită situației globale și ne ajută să ne concentrăm, ne eliberăm de tensiunile și de gândurile parazite pe care le avem și se aplică la fel pe tâmple, pe ceafă, pe încheietură, pe coloană și pe tălpi. Aceste 6 uleiuri ne fac să manifestăm femeia din noi, să putem scoate la suprafață tot potențialul feminin pe care îl avem și ne ajută să fim în echilibru cu noi și cei din jur, iar dacă pielea noastră arată bine și noi, asta înseamnă că din interior suntem bine. Vă doresc să vă manifestați femeia cât mai mult, să folosim aceste esenții terapeutice pentru a susține femeia din noi să o manifestăm la suprafață și să auzim cu bine și să avem zile minunate.